veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie Domnul, despre care vrem să învățăm în lecțiile acestea. Lecția numărul 2, Iisus Hristos descoperit în Scripturi, din tematica Hristos ispășirea. Scripturile au scopul prezentării lui Iisus Hristos în vederea realizării mântuirii. Iată ce scrie în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 39. Acestea sunt cuvintele Mântuitorului. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Chiar dacă în Scripturi sunt prezentați mulți eroi, multe evenimente, scopul Scripturilor este prezentarea lui Iisus Hristos atât prin perspectiva Vechiului Testament cât și a Noului Testament. În Evanghelia după Luca, în capitolul 24, de exemplu, observăm felul în care Domnul Iisus Hristos le-a dovedit celor doi în drum spre Emaus lucrarea sa din prezentarea Scripturilor. Versetul 27 și 44. Și a început de la Moise, primul autor al Bibliei, a primelor cinci cărți, și de la toți prorocii, și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Vreau să observăm ceea ce spune Scriptura Vechiului Testament despre Domnul Iisus. Și apoi în partea a doua, cu atât mai mult, să vedem imaginea lui din Noul Testament. Vechiul și Noul Testament prezintă o imagine succesivă. Iată ce spune Petru în întâia sa epistolă, capitolul 1, de la versetul 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, ori harul a venit prin Iisus, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Iisus Hristos este, printre altele, cuvântul, dar inclusiv cuvântul Vechiului Testament. El i-a inspirat pe proroci prin Duhul, căci Duhul nu face o lucrare de servicii pentru Domnul Hristos doar în Noul Testament. A făcut și în Vechiul Testament, căci Tatăl, Fiul și Duhul au lucrat împreună din veșnicie. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre și luați sfatul acesta în dreptul studiilor care le facem și în dreptul vieții noastre în permanență. Fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Și dacă în aceste versete este o referință clară la imaginea Domnului Hristos privită prin profeții în mod special și în general prin Vechiul Testament, de la versetul 20 se aruncă o privire în veșnicii și apoi se face un popas în viața pământească a Domnului Hristos. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși lui Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Amin. Așadar, să privim mai întâi în Scripturile Vechiului Testament și să observăm activitatea Domnului Hristos înainte de întrupare, înainte de a se naște prin Fecioara Maria, a crește, a activa lumea aceasta și a muri pentru noi. El a avut o poziție și o lucrare veșnică. Scripturile îl prezintă participant la creație și nu numai. Îl prezintă în administrarea universului, ca și păstrător al tuturor lucrurilor create, ca și guvernator alături de Dumnezeu Tatăl. Iată ce scrie în Coloseni, capitolul 1, versetele 16 și 17. În mod special în scrierul lui Pavel, după înțelepciunea pe care a primit-o de la Dumnezeu, sunt făcute niște dezvăluiri foarte adânci, foarte interesante despre domeniul lucrurilor necunoscute nouă în mod obișnuit. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaunul de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. În mâna sa, repet,
alături de Tatăl este controlul universului întreg, atât a părții materiale, cât și a tuturor ființelor din ceruri, așa după cum sunt enumerate în versetul 16, scaunul de domnie, dregătorii, domnii, stăpâniri. Și de asemenea adaug 1 Corinteni 8:6, unde în ierarhia universală este prezentată imaginea Domnului Hristos. Totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și prin care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Alături de toate celelalte creații, Dumnezeu ne-a făcut pe noi în înțelegere cu Fiul după chipul și asemănarea Sa și suntem pasiunea Sa. Pentru noi a venit să moară. Chiar dacă prin lucrarea care Domnul a făcut-o recuperează toată defecțiunea din univers, drege toate lucrurile, totuși noi ocupăm locul de frunte. Noi suntem în perspectivă mireasa Lui. Privind în mod concret la Vechiul Testament, după unii cercetători ai Scripturilor, Îngerul Domnului din Vechiul Testament, acolo unde apare în mod diferențiat de alți îngeri cu diferite activități, este Domnul Iisus Hristos. De exemplu, în Exodul, capitolul 3, când Domnul s-a arătat lui Moise pentru eliberarea evreilor, scrie de la versetul 2. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și i-a zis: Moise, Moise. El a răspuns: iată-mă. Deci este prezentat ca Îngerul Domnului și dintr-o dată apare substituirea și vorbește Dumnezeu. Iar în versetul 14, cel care vorbea cu Moise s-a prezentat și a zis: eu sunt cel ce sunt, numele veșnic al lui Dumnezeu. El există prin sine însuși. Totuși, în Vechiul Testament putem să înțelegem în mod foarte clar că Domnul Hristos este prezentat în diferite lucrări comune alături de Dumnezeu Tatăl. Am amintit deja momentul creației, când în Genesa 1 este scris să facem un om după chipul și asemănarea noastră, pluralul dumnezeirii, și Isaia capitolul 6, unde în sfatul de la tronul lui Dumnezeu se punea pe rol mântuirea. Și prin Duhul profetic scrie aici de la versetul 8. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimet și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. Și noi știm că Domnul Hristos este Cel care în prim plan a acceptat să vină. Trimiterile profeților cu misiunea lor au fost cu treaba lor, dar misiunea salvării îl privea pe Domnul Hristos. Pentru cei care studiază mai îndeaproape limbile în care a fost scrisă Scriptura, se poate înțelege mai ușor pluralitatea dumnezeirii, unitatea compusă, ceea ce pentru noi este mai greu de înțeles. De exemplu, avem totuși imaginea familiei. Cei doi vor fi un singur trup, adică un singur organism, sau despre biserică se spune că toți sunt un singur trup, au același scop, lucrează în comun, în folosul celuilalt, având nevoie unul de serviciile altuia. Taina aceasta este mare, dar din sursele și din datele care le avem din Vechiul Testament înțelegem că Domnul Iisus Hristos a funcționat împreună cu Tatăl, dar și-a păstrat locul Lui și, fiind o taină pentru vremea potrivită, pentru timpul întrupării, El rămâne într-un fel tainic, ca și ascuns. Aceasta nu înseamnă că era absent. Să privim tot din Vechiul Testament câteva profeții referitoare la natura și lucrarea Sa, pentru că cei din timpul Lui nu L-au înțeles. Cum adică Dumnezeu să fie un om născut din Nazaretul Galilei? Dar în același timp se mirau de lucrările care le făcea, fiindcă ele erau de esență divină. De exemplu, ei spuneau: cine poate să ierte păcatele decât Dumnezeu? Și Domnul le dovedea: ca să știți că am putere să iert păcatele, poftim, mă ridic un slăbănoc. Ca să știți că am putere să-mi dau viața, în 3 zile reconstitui totul într-un templu spiritual. Ei nu puteau înțelege. Și Domnul, ca să-i facă să înțeleagă,
A luat scripturile, dar atunci nu erau decât scripturile Vechiului Testament. Și le-a explicat din scripturi că toate au fost profețite, dar ei nu le puteau interpreta corect. Dacă atunci a fost greu să fie interpretat, acum, după ce ele au fost împlinite, după ce avem Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze mintea, cât de ușor este să le pricepem. Doar să vrem să le învățăm, să le admirăm frumusețea și să le evaluăm valoare. Domnul Hristos în Vechiul Testament este prezentat ca fiul al omului, deci ca unul născut din femeie și totuși ca fiul al lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 7, versetul 14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Repet, și e simplu pentru noi să înțelegem. Dar inclusiv pentru Maria a fost greu să-și dea seama. Ea a zis, cum se va face una ca asta? Dar, pe de altă parte, în Psalmul 2 este prezentat ca fiul lui Dumnezeu. Versetele 7 și 12. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Dași cinste fiului, ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă, ferice de toți cât se încred în el. Domnul chiar a utilizat ideea aceasta, vorbind cu cei care interogau în mod frecvent cu scopul ispitirii. Când i-a întrebat în Evanghelia după Matei, de exemplu, este păstrată referința aceasta, capitolul 22, versetul 42. Ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este el? Al lui David, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, numește Domn? Când zice, Domnul a zis, Domnule meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. O aparentă contradicție. Dacă e din spiță umană, cum îl numește David, cel mai de frunte împărat, Domn, cum îl respectă ca pe un Dumnezeu. Și scrie aici în versetul 46, nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt. Și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări. N-aveau răspunsul. Apoi, pentru ca să observăm că totuși scripturile au destăinuit, au prezentat cu unele detalii aspectul acesta al divinității și umanității, vom adăuga și alte versete. Psalmul 45:6. Scaunul tău de domnie, Dumnezeul este veșnic. Apoi Ieremia, capitolul 23, versetele 5 și 6. Versete în care el este prezentat în postura sa divină. Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o zdraslă neprihănită, el va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. În vremea lui Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința lui și iată numele pe care îl vor da. Domnul, neprihănirea noastră. Din nou, ce clar a fost mesajul profetic. Un împărat care se trăgea din David și care va rezolva în întregime problema mântuirii și problema statului Israel în perspectiva divină. Tot în această dublă ipostază de om și Dumnezeu, adăugăm și ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Avram în Genesa 22, imediat după momentul încercării prin Isaac, versetul 18. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și expresia sămânța ta nu se referă la neamul evreu, ci la sămânța femeii, sămânța care era Hristos. Pentru că ai ascultat de porunca mea. Pentru Avram, harul a fost ca Mântuitorul să se nască din copiii lui, din Isaac, pe care el a fost gata să-l jertfească, fiindcă a fost un simbol al jertfirii fiului. Și, de asemenea, citim 2 Samuel, capitolul 7, un alt moment special din istorie, constituit prin David. 2 Samuel 7, versetele 12 la 14. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. O primă referință la Solomon. Și dintr-o dată se schimbă mesajul profetic. El va zidi numele meu o casă și voi întări pe vecii scaunul de domnie al împărăției lui.
Eu voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și iarăși încheie cu Solomon. Dacă va face răul, voi pedepsi cu onoia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el cum l-a depărtat de la Saul pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Vedeți, nici profeții nu pricepeau exact cum să priceapă oamenii atunci. Fiindcă, în general, mesajele Scripturilor este suficient să fie percepute atunci când trebuie să se împlinească. De exemplu, dacă un tânăr, printr-un har special al lui Dumnezeu, ar avea o descoperire cu viitoarea lui soție, poate să primească mesajul, să zic, de exemplu, la 15 ani. Dar ar fi pentru el un avantaj să o identifice atunci? Cred că mai degrabă ar fi o povară. Dar mesajul acela poate fi înțeles exact, poate la 25. Dar până atunci nu-și dă seama ce a vrut să spună. Când dintr-o dată Dumnezeu aduce în circumstanțe în care totul devine clar. De asemenea, tot privind în Vechiul Testament, să observăm cum Iisus este prezentat ca Mesia, Mântuitorul. Și voi cita din cartea Iov, capitolul 9, cuvinte care, după calcule, datează din vremea patriarhilor. 9 cu versetul 32 și 33. Iov, în durerea lui, zice despre Dumnezeu, căci El nu este un om ca mine ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecat. Nici nu este vreun mijlocitor între noi ca să-și pună mâna peste noi amândoi. Își dorea Iov un avocat. Și iată ce scrie tot el în capitolul 19, versetele 25 la 27. Aici deja este o profeție pe care Iov a rostit-o prin credință. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Și prin aceste cuvinte puteți să înțelegeți nu doar gândul că el a acceptat să moară, ci chiar ideea că după moartea lui, când el nu va mai fi din punct de vedere fizic, Dumnezeu va ridica un răscumpărător care va rezolva problema Vechiului Testament și a Noului Testament. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Oamenii neprihăniți din Vechiul Testament și-au văzut starea lor de păcat, chiar dacă ei au fost sfinți în raport cu alții. Ei au înțeles cel mai bine nevoia unui mântuitor. Cum să mergem așa în fața lui Dumnezeu, au zis ei. Dacă ar fi cineva să se interpună și să trateze problema altfel, El este Dumnezeu, eu sunt om, cum să ne înțelegem? Cum să discutăm la judecată? Și exact mediatorul potrivit, persoana Dumnezeu-om, a găsit-o Dumnezeu, s-o pună între el și noi. Iată ce scrie Isaia 40, cuvinte care vizau debutul Noului Testament. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru, vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce-a primit din mâna Domnului de două ori cât păcatele lui. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locuri uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Anticiparea mântuirii. Și tot din Isaia, fiindcă mântuirea nu viza doar Ierusalimul, că deși pe Ierusalim Domnul a vrut să-i strângă, ca o cloșcă pui sub arim n-au înțeles. Și scrie în capitolul 42 de la versetul 1, pentru tot Israelul. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu, în care își găsește plăcere sufletul meu. Și când ucenicii au auzit din ceruri, acesta e fiul meu, în el găsesc plăcerea. Și aminteau de Scriptură. Despre el a vorbit Isaia. Numai fame nu se întreba, despre el vorbește Isaia sau despre vreun altul? Și a trebuit Filip să-i explice. Am pus Duhul meu peste el. Și Domnul s-a prezentat în sinagoga din Nazaret și a zis, iată, acum se împlinește ce a spus Isaia. Dar fariseii și cărturarii în cea mai mare parte nu și-au dat seama. El va fi din neamul lor judecata, el nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe uliți. Trestea frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temnițe pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric.
și 49:6, unde perimetrul mântuirii coincide cu cel care Domnul l-a poruncit apostolilor când a zis că vor fi martori din Ierusalim și peste tot, el zice: este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițile lui Israel, de aceea te pun să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Lucrul acesta l-au înțeles greu evreii. Dumnezeu nu iubea numai pe ei, că Dumnezeu i-a creat pe toți, dar pe ei i-a ales și i-a iubit în mod special prin prisma părinților, a patriarhilor, și a vrut să-i folosească în lucrarea sa, prin ei să-și descopere planul, nu doar pe ei să-i mântuiască, și prin ei să mântuiască pe toți ceilalți, dar ei să fie primii. Și de asemenea, în Scripturile Vechiului Testament observăm în multe pasaje prezentarea Domnului Hristos ca împărat al lui Israel și a împărăției universale și veșnice. Cităm tot din Isaia, capitolul 9, versetul 6. Un verset foarte codificat. Căci un copil ni s-a născut, imaginea umană. Un fiu ni s-a dat, apartenența divină. Și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfednic, Dumnezeu tare. Iată rangul la care este poziționat. Părintele veșniciilor, creatorul tuturor, este o expresie consacrată la evrei. Fondatorul, dacă vreți, inventatorul, apare la ei sub expresia părintele veșniciilor, domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Și Daniel, capitolul 2, versetele 44 și 45. Dumnezeu a descoperit pe parcursul Vechiului Testament planul său referitor la împărăția sa veșnică în Hristos, chiar la un împărat păgân. Dar un împărat care și-a pus mintea să gândească: ce va fi după mine? Ce imperii se vor mai naște? Care va fi soarta omenirii? Și văzându-i gândirea pe linia aceasta, Dumnezeu în bunătatea lui și având în vedere faptul că lucrul acesta va rămâne scris în Scripturi, e descoperit chiar la unui împărat. Dar tâlcuirea a avut robul său Daniel, în care era Duhul lui Dumnezeu, nu împăratul. Împăratul putea visa 10 ca ăsta și să nu priceapă iotă. Dar în vremea acestor împărați, în succesiunea istorică a diferitelor forme de organizare socială și politică, Dumnezeu celor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea altui popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dănui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeu cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Cu acestea fiind spuse, vreau să trecem la prezentarea lui Iisus Hristos în Scripturile Noului Testament. Evangheliile se ocupă de viața sa de la întrupare până la înălțare. Trei dintre ele, numite sinoptice, prin faptul că prezintă în paralel aproximativ aceleași evenimente. Evanghelia după Ioan este mai intimă, mai specială, dar în mare toate prezintă viața și activitatea Domnului Hristos, rezervând un spațiu foarte larg procesiunii de judecată și momentelor speciale până la înviere și în unele evanghelii până la înălțare. Iată ce scrie Luca în debutul cărții Faptele Apostolilor, de la versetul 1. Teofile, în cea din tâi carte a mea, adică în Evanghelia după Luca, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Acesta a fost scopul cu care și pentru care Luca a scris Evanghelia. De la început, până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li-se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Domnul, pentru aceasta a venit și aceasta le-a predicat. Aproape toate pildele se referă la împărăție. Cuvântările sale privesc procesul mântuirii. Pe acest subiect cade accent. De aceea vă rog, rețineți acest principiu.
Și din Vechiul Testament și din Noul Testament. În primul rând, fiți preocupați, interesați de lucruri referitoare la mântuire. Nu vă lăsați pasionați de diferite aspecte periferice. De exemplu, am întâlnit nu odată, după studii, când s-a dat locul la întrebări, întrebarea pornită de la textul din Genesa 6. Cine a fost Fiul lui Dumnezeu de acolo? Îngerii sau oameni? Dar nu știu de câte ori am întâlnit întrebări. Cum este prezentat Fiul lui Dumnezeu în Scripturile Vechiului Testament? Care a fost planul lui Dumnezeu? Ne agățăm, așa e și în viață. În loc să ne ținem de problemele esențiale ale mântuirii, vorba noastră românească, țara arde și nepricepuții se piaptănă. Când a fost luat Constantinopolul de otoman, sinodul era în ședință aprinsă. Discutau ce sex au îngerii, dacă sunt masculin sau feminin. Vă rog să observați că Scripturile se ocupă de problema centrală a mântuirii. Atât în imaginea Domnului Hristos, așa cum este ea prezentată, cât și în viața noastră. Nu fiți oameni interesați în primul rând de lucrurile mărunte, de periferii. Nu faceți din țânțar armăsar și nu lăsați cămila păstrând cuvântul biblic să se plimbe în voie. Revin la Scripturile Noului Testament. Începând cu Cartea Faptele Apostolilor și chiar cu rugăciunile Domnului Hristos, de exemplu cea din Ghețimani, avem prezentată imaginea Domnului după înălțare. Ce face El acum în ceruri? Ce a făcut imediat ce a fost înălțat la cer? Sau mai exact, imediat ce s-a înălțat la cer? Citesc în Ioan 17:5. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Doamne, am terminat aici lucrarea. Vreau să revin din nou în poziția mea din veșnicia trecută. Fapte 2, de la versetul 32. Aici este deja realizat acest moment. 2:32. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat și vedeți și auziți. Redobândindu-și poziția pe care n-o pierduse El, doar că venise aici să se facă urzitorul mântuirii. O urzise mai de mult, dar să realizeze mântuirea. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis, Domnul meu, șez la dreapta mea. Și acum Petru le explică profeția. David nu despre el a zis, cuvântul privea pe Mesia: până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Poziția de Domn este acea poziție prin care El secondează pe Dumnezeu Tatăl în tot ceea ce este în univers. Iar poziția de Hristos este poziția prin care are dreptul de răscumpărare și de recuperare, redresare a tuturor lucrurilor afectate din cer sau de pe pământ. Deci nu a rămas să domnească precum în Vechiul Testament doar peste oamenii rămași lui fidel și peste îngerii aleși, prin poziția de Hristos. Și noi în mod special această temă o abordăm, Hristos și spășirea. El a primit dreptul, nu că Dumnezeu n-ar fi putut o face în forță, dar Dumnezeu a ales metoda aceasta înțeleaptă, să repare totul, să subjuge pe dușman și prin ei se înțelege Satan și toate spiritele căzute și să recupereze oamenii care se vor întoarce la Dumnezeu prin pocăință. Și tot o imagine de perspectivă întâlnim în 1 Corinteni 15, imaginea Domnului Hristos până în veșnicia viitoare. 15 de la versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din Tirod, apoi la venirea lui, moment care nu s-a derulat încă, cei ce sunt al lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere.
Observați aici cum se completează lucrarea tatălui cu a fiului. În unele referințe din Scriptură spune că tatăl a zis fiului: șez la dreapta mea până îți pun dușmanii sub picioarele tale. Aici scrie că fiul îi va subjuga, adică va stăpâni peste ei, și apoi va prezenta lucrarea în mâinile tatălui. Aceasta în sensul a ceea ce scrie în Ioan 5. Tatăl lucrează și fiul de asemenea lucrează. La același scop. Va nimici orice domnie, orice stăpânire și orice putere rea. Cele bune vor rămâne pe rolurile lor, arhanghelii aleși, îngerii buni, nu vor fi degradați. Căci trebuie ca să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moarte. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Lucruri greu de priceput, dar care trebuie crezute. Și în nădejdea realizării lor trebuie să ne bucurăm. Vreau să mai privim slujbele mesianice, așa cum sunt prezentate în Biblie, așa cum sunt anticipate în Vechiul Testament și dovedite în Noul Testament, fiindcă referințele le voi lua din Noul Testament. Evreii au fost conduși mai întâi de Moise. Moise a fost eliberator. A urmat Iosua, care a fost cuceritorul Canaanului. După el, mai exact din colegul său, s-a ridicat ca generea lui Odniel, primul judecător, și o vreme de câteva sute de ani Israelul a fost condus de judecători. A urmat perioada împăraților. Domnul Hristos poartă titulatura de conducător și sub ideea de eliberator și sub cea de împărat. El este cel care merită coroana și o va purta cu cinste și cu biruință. Iată cum îl prezintă evanghelistul Ioan în capitolul 5, în lucrarea sa de judecător, de a face ordine în întreg universul. 5:22. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o fiului. Pentru ca toți să cinstească pe fiul cum cinstesc pe tatăl. Cine nu cinstește pe fiul, nu cinstește pe tatăl care l-a trimis. Și în cartea Apocalipsei, capitolul 19, avem imaginea împăratului biruitor. După ce a făcut judecată, 19:16, pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor, comandant peste toate domniile îngerilor și suveran absolut peste toți oamenii care au existat pe pământ, conducător absolut în stil teocratic. Aceasta este imaginea profetică, prototipică a Vechiului Testament. Aceasta este imaginea realizată deja prin imaginea Noului Testament. O altă slujbă a fost cea de profet. Moise a fost cel mai mare profet. El a zis: un profet ca mine. Dar fiindcă prin el s-a dat legea, el este considerat legiuitorul. Profeții, în mod exprim, au fost cei care au urmat. Dar Domnul Hristos, fiind cuvântul, joacă rolul de revelație perfectă și cuprinde atât legea cât și profeții. Iată ce scrie în Evrei, capitolul 1, versetele 1 și 2. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Că doar el era cuvântul, un cuvânt creator, un cuvânt profetic, un cuvânt legiuitor. El a fost cel care a dat legea și el este cel care judecă. Când el vorbește în Evanghelie după Ioan că nu eu vă judec, și Moise care a dat legea, el scoate în evidență faptul că a venit să mântuiască oamenii, nu să fie eu sunt disconfort legii lui Moise. Nu că scripturile Vechiului Testament ar fi separate de lucrarea Domnului Hristos din Noul Testament. Și a treia slujbă este cea de preot. Toate religiile pământului au sub o formă sau alta prevăzut în doctrina lor o slujbă de preot, de mediator, de mijlocitor între forța supranaturală,
între zeul lor și oameni. Iată ce spune tot în Evrei, capitolul 4, despre slujba Domnului Hristos. Iar Scriptura prezintă sub diferite ipostaze, mai întâi în Vechiul Testament, imaginea de preot. Amintiți-vă de Melchisedec, apoi de neamul lui Aaron. Dar acum citim din 4 cu 14 la 16. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu să rămânem tare în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplin încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Observați slujba aceasta întreită cum joacă un rol desăvârșit întreg. El nu este doar unul care stăpânește, a fost unul care s-a exprimat pe sine, s-a dezvăluit pe sine și este unul care mediază, căci dacă oamenii n-au împlinit revelația divină, cuvântul, el a venit ca mare preot, el fiind și preot și jertfă, în vederea instalării unei împărății pe care pe bună dreptate și ca o răsplată Tatăl îl lasă să o cârmoiască. Și adaug din capitolul 7, versetul 25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și astăzi în ceruri și până va veni a doua oară, Domnul Hristos mijlocește pentru noi. Am putea face noi rugăciuni și să aducem și jertfe dacă vreți. Ele nu și-ar găsi rezolvarea în cereri de iertare dacă nu le-ar semna la zi Domnul nostru ca și mijlocitor. Ne oprim aici, reluând în sinteză lecția de Iisus Hristos descoperită în Scripturi. Noi nu cunoaștem debutul veșniciei. Zic debutul în ideea unui început indefinit. Dar veșnicia trecută este segmentată de Vechiul Testament. Dumnezeu s-a prezentat pe sine în scopurile sale. A lucrat 4.000 de ani. Și una dintre realizările sale cele mai frumoase a fost cuvântul Scripturilor dezvăluit prin oameni. Artă dumnezeiască. Toată Scriptura duce în același sens. Nu se contrazice. Fiindcă Duhul care viza realizarea planului veșnic era în toți. Și la unul îi prezenta o imagine, la altul alta, diferite fețe al aceleași probleme. În Noul Testament a venit direct cel prezentat să reprezinte și să facă cunoscut într-un mod mult mai puternic lucrarea în veșnicia viitoare. Veșnicia trecută se oprește la Vechiul Testament. Veșnicia viitoare începe cu Noul Testament. Vom fi preocupați de felul în care este prezentat Domnul Hristos în Scripturi? Vă mai citesc tot din Evrei, o epistolă puternică. Mai întâi versetul 3 din capitolul 1. El, adică Domnul Iisus Hristos, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Fac aici o paranteză. Vedeți, oamenii au diferite ceremonii la unele sărbători, procesiuni, care țin de ideea națională și oamenii urmează un ritual. Se cântă diferite imnuri, să zic, se face o paradă militară, se aduc câteva omagii, se fac mențiuni la diferiți eroi. Este o înțelegere umană a anumitor lucruri realizate. Și unele, mă gândesc la unele din vremea trecută, când ne adunau și trebuia să bătem până la comandă și să facem ca așa se cerea. Dar știam că unele n-au nici valoare, dar trebuiau făcute. Acum vă întreb, ce credeți, Dumnezeu face procesiuni de dragul festivității? Domnul Hristos s-a prezentat în ceruri cu sângele Său și tot ce a investit Dumnezeu în Vechiul Testament a fost doar așa ca să facă un design plăcut? Sunt absolut necesare
Mai degrabă aș compara aceste lucruri cu un proces tehnic, nu cu ceva ceremonial. De exemplu, dacă un medic face o operație, îl taie pe bolnav să extirpeze o parte viciată din el, așa ca să spună oamenilor să le arate cât de bine taie bisturiul lui, nu-i procesiune bună de văzut, ci este o necesitate. La fel, jertfa Domnului Hristos a fost o operație absolut necesară și merită tot studiul nostru și toată atenția noastră, toată admirația și tot respectul. Dacă îngerii din ceruri privesc cu uimire, cu admirație, cu plăcere la toate aceste lucruri, dacă astea nu ne stârnesc curiozitatea și nu vom fi pasionați, vă spun și faceți calculul, înseamnă că dacă ne-ar duce Dumnezeu în cer, noi ne-am plictisit. Dacă astea pe noi nu ne atrag, tot ce a făcut Dumnezeu de 6.000 de ani, ce o să facem în veșnicie? Dacă pe noi nu ne încântă lucrarea Lui, dacă nu ne preocupă într-un mod solemn și profund, Doamne, deschide-ne mintea să pricepem. Că Dumnezeu are cele mai interesante lucruri, care nu țin doar de faptul în sine, al amenajării și al împodobirii, și țin de realitate, de necesitate. Și tot din Evrei, capitolul 5, de la versetul 5 la 10, și apoi ne oprim. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la Cel ce i-a zis: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși într-alt loc: Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să le zbăvească de la moarte, și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Căci el a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec, asupra celor de mai sus, și eu zic și asupra studiului care îl vom face în perioada aceasta. Avem multe de zis, vor mai fi lecții și lucruri grele de tâlcuit, și de aici încolo n-aș mai vrea să vi se potrivească, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, și lucrurile acestea le-a scris la evrei, care le-au crescut și îndoctrinați din neam în neam cu toate aceste lucruri învățate și profețite din Vechiul Testament. Aveți iarăși trebuință ca cineva să vă învețe cele din tâi adevărurile cuvintului lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește cât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Și când vorbim că trebuie să ajungem la statura plinătății lui Hristos, la acest capitol, să nu se înșele cineva să creadă că el vrea să rămână smerit, să nu crească precum Hristos. Că asta nu-i smerenie. Smerenia este să fii ca și Hristos, și de mare și de smerit. A avansa în cunoaștere și, cum vom vedea în lecțiile viitoare, direct proporțional și în trăire, înseamnă a-L cunoaște pe Hristos, a-ți crește iubirea și a fi gata să-L întâmpini. Nu ne putem imagina pe Domnul Iisus Hristos venind cu putere și mărire pe nori în slavă și o mireasă micuță de 2-3 ani. Cum ar fi să apară în fața amvonului un mire de 20 și o mireasă de 3 ani? Dar așa e cu oamenii care au rămas copii și nu sunt obișnuiți să studieze lucrurile acestea, ba chiar să le înțeleagă, și înțelegându-le să fie oameni mari și în trăire. De ce copiii se joacă cu jucării? Atâta le mintea. Dacă dintr-o dată peste noapte el ar rămânea fizic cât de a băga mintea de la tata lui, s-a spus să meargă la servici. Una este să gândești ca un om matur și alta ca un copil. Când te preocupă aceasta și le înțelegi, trăiești totalmente altfel. Și doi copii pot să fie prieteni la școală, chiar un băiat cu o fată, se înțeleg bine, sau chiar un frate cu o soră într-o familie. Dar este o totală diferență între un tânăr matur și o tânără matură care se pregătesc pentru căsătorie. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, cu o cunoaștere sfântă și cu o iubire așa cum ne-a iubit El. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.